așa se întâmplă? De ce a primit o gustare? Pardon, pot să gust și eu puțin? Nu, nu, suntem aici pentru o provocare! Hai să vedem ce alege roata pentru prima rundă! Un minion? Serios? Super! Bun așa! Luați niște banane și niște hârtie igienică! Ce ar trebui să facem cu astea? Hei, ia uite! Ce ridicol arată! Vai de mine, ai dreptate! Dar tot nu știu ce ar trebui să fac cu hârtia asta igienică! Hei, stai puțin, știu exact cum să o folosesc! O să am nevoie și de sfoara asta? Așa, am un pahar cu apă și mi-am pregătit și culorile. Ok, mi-am pregătit pensula și banana. O să mă apuc de provocarea asta. O să încep cu un pix ca să desenez pe coaja bananei. Și acum o să încep să o pictez. O să încep vopsea albă. Gata, acum o să trec la negru. Cu negru fac pupila ochiului, evident. Și acum o să trec la albastru. Minionii sunt cunoscuți pentru asta. În regulă, am înțeles ce face. Acum fac dinții, are un zâmbet simpatic și amuzant. O să-i fac aici o limbă roșie. Trec la salopet albastru închis. Ce distractiv e! Da, gata, mi-am terminat minionii. Wow! Hei, uite-te la mine, sunt un minion. Wow, sunt impresionată. Chiar arăți ca un minion. Câtă ingeniozitate, îmi place. Așa arată minionii mei. Ce părere aveți? Păi, cred că ai câștigat runda asta. Ai făcut niște minioni foarte simpatici. Felicitări! Te-ai descurcat de minune! Meriți să câștigi! Mersi! Trebuie să învârtim iar rota. În regulă, ia să vedem. O mai învârt odată. Se pare că ales un cer înstelat. Știu! Unde sunt culorile? Trebuie să mă apuc de treabă. Mi-am pregătit vopseaua și pensula. Pot crea ceva artistic. Ok, o să încep cu negru. Vreau să trasez o dungă. Apoi adaug niște albastru dedesubt și completez cu niște mov, bleu, alb, galben și portocaliu. Acum trebuie doar să întind culorile dintr-o parte în alta. Creează un fel de efect în degrade. Ok, o să continui aici cu vopseaua galbenă. Super! Arată bine! Apoi o să mai pun niște negru aici jos. Cred că o să pictez și niște structuri pe albastrul cerului. Gărduțul ăsta arată bine, fix lângă copacul ăsta. Dar nu vreau să aibă crengile goale. O să apăs pensula perpendicular pe pictură ca să fac frunzele. Oh, foarte frumos! O să încep și o să văd ce se întâmplă. Albastru! Și încă puțin albastru? Da! Îmi plac toate culorile astea închise. Sunt distractive. Gata, pensulă? Ești gata de treabă? Wow! Îmi place mult cum arată efectele astea din pensulă. Oh, ce interesant arată vopseaua întinsă așa pe pânză. Gata, am ajuns la margine. Of! Oh, mi-am stropit toată pânza! Stai puțin, arată extraordinar! Hei, uite cum arată tabloul meu! Am terminat de pictat! Da, văd! Pictura ta e încântătoare! Super! Mulțumesc foarte mult! Meriți toate felicitările! E timpul pentru ultima rundă, deci învârtim roata ultima dată! Ce iepuraș drăguț! Treceți la treabă! O să fie distractiv! O să am nevoie de o ținută de artist! Wow! Ce naiba? Nu știam că ne putem schimba hainele! Scuze, nu pot vorbi acum! Sunt ocupată! Îmi ascult muza! O să încep de aici! O să desenez o singură linie, apoi mai multe! Vrea să fie complet liber! Să alerge liber prin pădure! Ce rapid ai făcut iepurele ăsta! Da, păi mi-a vorbit muza și eu am ascultat! Poftim, mi-am terminat desenul. Vai de mine, arată înspăimântător! Aoleu! Vai! E doar un iepure sălbatic. Mie îmi plac iepurașii simpatici, deci nu vreau să fie înspăimântător. Ce desenez pe o parte, o să desenez și pe partea opusă. Are nevoie și de mâini și picioare. Am făcut codița, acum o să-i desenez și fățuca simpatică. Nu pot face un iepuraș fără un morcov, evident. Ok, iepurașule, e timpul să te colorăm. Niște urechi roz, poate și niște obrăjori roz. O să arate bine și morcovul trebuie colorat. Ce zici, iepurașule? Vrei să fii alb? Nu, hai să te facem albastru. Și eu mi-am terminat iepurașul, cum mi se pare. Ăsta da, iepuraș! Asta mă așteptam să văd! Vă place? Serios? Super! Mulțumesc foarte mult! Nu mai contează! E doar un desen cu un iepuraș! Hai să învârtim roata! Vreau să o învârt eu! Eu sunt invitată aici? A fost ideea mea! Dă-i drumul ca să nu mă supăr! Oprește-te! O să rupi! Ia uite!
se pare că vom desena un trandafir. El cine e? Domnișoarelor, am un trandafir frumos pentru două flori frumoase. Ce jenant! Vreau să mă minunez de frumusețea ta. Arr, îmi place mult! Să înceapă provocarea! În sfârșit! Vai de mine, revinoți! O să-mi fie foarte greu să mă concentrez! Simt că mă uit la o operă de artă! Mi se spune mereu asta! Ce mustață superbă! Serios? Hei, yuhu! Ai uitat că e un concurs? A, da, ai dreptate! Nu prea arată trandafir! Sau poate... Știu ce să fac! O să desenez câteva triunghiuri în inimioara asta! Par a fi petale! Acum o să desenez restul trandafirului! Arată bine! Acum o să fac frunzele! Și să nu uit de codiță! Am terminat! A ieșit chiar bine! Drăguț, ăsta e al meu! E minimalist! Ce părere ai? Îți place ce vezi? Frumos! Ai câștigat! Da, eram sigură! Ce premiu primesc? Pe tine? O să-l prețuiesc mereu! Miroase extraordinar! Evident că te-ai ales pe tine! Ești geloasă, recunoaște! E rândul meu să învârt roata! Stai! Cum? Ok, bine! Învârte cum trebuie! Un câine? N-ar trebui să fie prea greu! Crezi că mă simt intimidată? Nu-i greu deloc! Ok, un câine! Cu ce să încep? Bine că iubesc animalele! O să încep prin a desena un cerc! Și acum? Ce urmează? Ce faci acolo? Așa arată un câine? Știu! O să desenez câteva cerculețe! Cred că astea ajung! Acum o să desenez niște semicercuri! O să-i fac nasul și ochii! O să desenez și restul detaliilor! Și are nevoie și de coadă! Gata! Un cățeluș simpatic foc! E minunat! Te-ai prins? Cum ai făcut asta? Nu e rău deloc! Tu ce-ai desenat? Păi, nu uita că arta e subiectivă! Dacă ți îngustez ochii, parcă arată câine! Oh, nu e bine deloc! Hai să vedem cine a câștigat! Wow, ia uite! Ce fericită sunt! Oare am câștigat un câine? Mi-aș dori un cățel pufos! Ce-i ăsta? Asta-i tot? E drăguț, dar aș prefera unul adevărat! Dă-mi-l mie! Ia-l! Oare ce urmează? Stai puțin! Învârt eu roata! Oare unde se va opri? Oh, o păsărică! Ce adorabil! Hai să începem! Da, da! Nu mă pricep foarte bine la pictură, dar o să fac o încercare! Trebuie să-ți imaginezi că ești în natură! Ăsta e secretul! Culoarea asta roșie e perfectă! Oh, nu! Ce dezastru! Acum arată și mai rău! Ah, uite ce am pe mână! Nu pot face decât un singur lucru! Sabotaj! Nu! Uite ce ai făcut! Dacă n-ai fi luat foaia, uite cum arată pictura mea! Și e vina mea? Nu! Stai puțin! Actul ăsta de vandalism mi-a dat o idee! Ar putea funcționa! O să adaug niște negru aici și o să-i desenez un cioc! Apoi niște picioare! Începe să semene cu o pasăre! Gata! Am făcut o păsărică simpatică! Cu puțin ajutor din partea ta! Ai trișat! Dar îmi place! Al meu nu arată la fel de bine! Ia să vedem! Dacă insiști... Cred că e clar cine e câștigătoarea! Super! Oh, ce faci, păsărico? Mă simt ca o prințesă din desene animate! Wow! Oh, pot să le ating și eu? Nu, pleacă de aici! Sunt păsările mele! Ce grozavă te crezi!
abia aștept să începem. Oare ce trebuie să facem? Nu credeam că ceaiul de aici e atât de delicios. Ia uite! Oh, wow! Ce frumoși sunt! Și ce colorați! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ai dreptate! Cum plutesc în aer! Ce frumoși sunt! Îmi plac la nebunie! Ceaiul ăsta s-a acrit, cred. Îmi vine să vomit! Nu cred, serios? Și ce-i complimentam? Vai de mine, ce ghinion! De ce râdeți de mine? Ați pățit același lucru? Ha? La ce te referi? Vai de... Am înțeles, am băut din ceaiul ăsta. Vai de mine! Ce amuzant e! De ce râdeți? Am avut doi găinați pe noi! Stai puțin! Mi-a venit o idee bună! Pânza asta albă nu e ce trebuie. Așa, cred că asta e mult mai bună. Ok, am nevoie de niște cretă și o să desenez numărul 2, pentru că asta m-a inspirat. Apoi o să mai desenez un 2. 2 de 2. Acum o să construiesc restul desenului. Trebuie să fac niște valuri aici și un băț drept. Aici trebuie să fac penele. Asta va fi aripa. Să nu uit să-i desenez și un ochișor simpatic. Și, evident, nu poate fi o pasăre ca la carte fără un cioc. Acum o să folosesc un truc distractiv pentru desenele în cretă. Ce grețos! De ce am pățit asta? Desenul meu e gata! Ia uite ce am făcut! Cred că am surprins excelent papagalii! Vai de mine! Îmi place foarte mult! Nu! Cred că glumești! Nu vreau să mănânc dintr-o troacă, dar îmi place noroiul! Ce câmp drăguț! Ce de miei! Hai să alergăm împreună! Uite, Trifoi! Vai de mine! Ești cel mai drăguț miel din lume! Vai de mine! Începe să plouă! Stai! Plouă cu monede! Ce inspirată mă simt! Au! Ce n-ai... M-a pocnit fix în față. Acum trebuie să încerc să mă bag din nou la somn. O să mă îmbogățesc cu ploaia asta. Trebuie să le prind pe toate. Să prind toți banii. Ce naiba face acolo? Treziți-vă, opriți-vă. Mă loviți și mă îmbrânciți. Vai de mine, pisam, ce ciudat. Stai, îmi aduc aminte că m-a inspirat câmpul ăla. Trebuie să creez ceva. Am nevoie doar de o monedă, ca cele din ploaia din vis. Am un marker, acum pot începe să creez ceva artistic. Am așezat moneda pe foaie, așa că o să desenez în jurul ei. O să mai fac 3 în mijloc și apoi o să trasez o linie între capete. Asta va fi fața oiței mele. Ce guriță și ce năsuc simpatică are. Acum o să-i fac niște obrăjări îmbujurați simpatici foc. Ce drăguț arată. Sunt încântată de desenul ăsta. Hai, vino înapoi, vreau să scot desenul ăsta la licitație. Cine vrea să cumpere această turmă minunată de oi? Oh, da! Clar am nevoie de o fereastră de artă în biroul meu! Ofer 100.000 de dolari! Vai de mine! Ce de bani! Oh, da! Vândut! Desenul merge la domnul cu vestă și pălărie! Niciunul dintre desenele astea nu arată bine! Sunt niște mizerii! Nu înțeleg deloc! Locul ăsta e plin de inspirație! Da, nici eu nu înțeleg! Ai dreptate! Stai! Am o idee! Pictează-mă pe mine! Nu, mulțumesc! Nu vreau să fac asta! Am înțeles! Pă, ce vrei atunci? Se crede prea talentată pentru a-mi face portretul! Wow, uite! A apărut cineva! Bună, da, mi-am folosit puterile magice pentru a veni aici! Îmi pare bine de cunoștință! Stai, am ceva pentru tine! Abracadabra! Gata, vedeți? Un cufăr plin de comori! Sunteți gata să vedeți ce conține? Voila! Conține un robot și o păpușă! Ce drăguț! Așa! Bună ziua, domnule robot! Bună ziua, păpușico! M-a inspirat mult dialogul lor! Cât dramatism, câtă iubire! Vai de mine! Vai de mine, se vor săruta! M-a lovit inspirația! O să desenez o inimioară pe primele 2 degete! O să o colorez complet, ca să arate bine! Să nu uiți să umplu și cealaltă parte! Așa, o să fac niște puncte negre aici sus și zâmbete și brațe! Ce drăguț! Se iubesc! Se strâng în brațe și sunt foarte fericiți împreună. Uitați! Chiar că sunt simpatici foc? Foarte drăguți! Mersi! M-a inspirat iubirea care plutește în aer. Ok, acum mi-am găsit și eu inspirația pentru a crea ceva.
O să desenez o inimioară folosind și un creion și un marker cu vârful subțire. Apoi o să adaug câteva liniuțe sus și jos. Pasul următor, voi hașura folosind creionul. Voi face o hașură mai închisă la mijloc și mai deschisă în partea de sus. Acum voi trasa câteva linii drepte prin spatele inimioarei cu rigla asta. Voi folosi liniile și rigla pe post de ghidaj pentru a tăia hârtia cu cutterul ăsta. O să tai de-a lungul liniei de sus. Acum o să tai și partea de sus în jurul liniarei. Am terminat prima jumătate, voi continua în partea cealaltă. Ok, acum pot îndepărta hârtia din partea de sus. O să mai hașurez puțin aici jos pentru a crea o umbră. Nu trebuie să insist mult, o să omogenizez totul folosind acest blender, ca să arate bine. Așa, acum arată perfect. Uite, acum mi-am terminat și eu desenul. E o inimioară drăguță, ce părere ai? Nu-mi vine să cred, pare a fi 3D. Ar trebui să-i arăți tipului magic. Stai puțin, unde e? A dispărut. A apărut din senin și acum a dispărut complet. A, asta e. Trebuie să-mi exersez tehnica folosirii pensulei. Tușe mai intense, haide! În fine. Ah! Ok. Nu-i așa că seara asta e frumoasă? Hei, uite, niște pictorițe adevărate. Bună! Nu-i așa că e cel mai drăguț cuplu din lume? Dacă-ți plac dulcegările alea... Te iubesc atât de mult, scumpo! Mă simt inspirată! Vreau să transpun dragostea asta pe pagină! Aha, așa! Ar putea să fie mai plictisitor de atât subiecții ăștia? Prefer să-mi urmez instinctul! Câte o picătură de vopsea! Așa se combină singure culorile... Și te poți distra cu liniile! E rândul culorii! Așa! Aproape am terminat cu punctele! Acum poțește niște folie de aluminiu și folosește-o ca să tapotezi vopseaua umedă! Îi dă o textură interesantă! Înțelegi ce zic? Apoi ia pensula și finisează nițel! Ce e o scenă din natură fără un copac frumos? Încearcă să nu apeși prea tare! Mai multă tapotare! Gata! Nu-i așa că arată grozav? Dar mai avem multe de făcut! Combinarea acestor culori face imaginea să pară mai puțin rigidă, dar ar putea fi mai rafinat! Vezi? Sunt niște îndrăgostiți aici! Doar că nu sunt în prim plan! Drăguț! Acum și niște ploaie, pentru că e o chestie atât de romantică! Ta-da! Este destul de romantic? Al meu sigur e! Cum e tabloul tău? Mai poate fi îmbunătățit! Îți place? Wow! Merită să fie expus într-un muzeu! Serios? Atunci se pare că eu sunt câștigătoarea! Bravo, Jen! Vino aici! Te rog! Cred că puteți să-l luați voi! Suntem noi, dulceață! Ciao! Și au făcut întregul car alegoric din flori! Nebunie curată, nu-i așa? Da! Ce mai faceți, fetelor? Bună! Tocmai vorbeam de flori! Nu-i așa că sunt superb? Termină! Bine, o să te desenăm, doamne! Dar cu ce? Eu n-am nicio pensulă! Wendy nu se supără dacă ia una! Nu-i așa? Asta e chiar drăguță! Bun, acum o linie mai groasă! Hei! Aia e pensula mea, Jennifer! Nu-i a ta! Nu! Uite ce m-ai făcut să fac! Presupun că aș putea folosi ceva diferit. Ok, foarte diferit. Mai întâi înmoaie fundul sticlei în vopsea. Acum folosește-o ca să faci mici floricele. Super simplu, nu crezi? Mai fac câteva. Au și rotunjimea ideală. Încearcă și cu mai multe culori apoi. Începe să arate tare frumos pictura. Vezi? Nu-i rea. Nu cred că mai pot să-mi repar pictura. A mea a ieșit chiar bine! Nu-i corect! Măcar ți-ai dat silința! Pentru mine?
Ce drăguț din partea ta, Jennifer! Mâini cu vopsea! Pot să mă îmbrățișez mai târziu. Se pare că suntem aici acum. Deci hai să vedem ce urmează. Hei, ce mai faci? N-am mai vorbit de 1000 de ani. Aș putea să-mi fac și manicura, cred. În sfârșit, se întâmplă ceva! Uită-te la lumina aia! Se întâmplă ceva cu extraterestri și OZN-uri! Palpitant! Ce mișto! Abia aștept să văd ce se întâmplă în continuare! Stai, eu am nimerit fără mâini? Hai măi, nu-i corect! Eu am voie cu o mână și sunt mulțumită! E timpul să-mi desenez micuțul extraterestru! Ăsta e capul lui! Acum mă ocup de corpul lui! Nu există un mic extraterestru fără mâini? 2, normal! Acum o să trec la piciorușele lui lipicioase! O să adaug niște mici detalii. Trebuie să aibă ochii tipici, mari și negri, și un năsuc și o guriță. Acum să-l facem să se miște. Of, la ea pare atât de simplu când are voie să folosească o mână. Vai de mine! Un extraterestru adevărat stă lângă mine acum! Face ceva cu farfuria mea și o cariocă. Să vedem ce a făcut. Se pare că a încercat să deseneze un extraterestru. Hei, domnule extraterestru! Ia uite ce am făcut eu pe farfuria mea! Vezi? Pot să-l fac să danseze când se mișcă apa? Frate, mi se pare că are niște super mișcări! Îți place? Pun pariu că-l adori? Da, îl adoră! Wow, ia uite ce tort spațial uimitor! Wow, îl pune lângă mine? Cred că eu îl primesc! Poftim, poți să iei tu asta? S-ar putea să fie cel mai tare tort pe care l-am văzut vreodată! Of, ea primește un tort și eu primesc ce? Nimic, se pare. În afară de mâzgălitura asta în formă de extraterestru de pe farfuria mea. Hei, păi și farfuria mea? Nu o vrei și pe asta? Poate în schimbul unui tort? Nu? Ce naiba? Tu ai desenat chestia asta? Nu pot să cred! Arată grozav! O să iau o gură! Miam! E un tort spațial delicios! Mă bucur că am câștigat proba asta! Wow! Vezi lumina asta de aici? Se pare că am primit cutii de data asta! Eu o să iau pe asta! Nu se poate! Uite ce avea cutia mea! Tuburi de vopsea spray! Oare ce-o fi intra mea? Nu-mi dau seama dacă o agit! O să o deschid! Wow! E o cutie plină de creioane colorate noi! Le ador! Uite! O altă cutiuță! Ce crezi că e în ea? O să o deschid și o să aflu! Nu mă așteptam la asta! E un ochi din jeleu! Ce moale e! Ok, o să-l mănânc pentru că mi-e foame! E super gustos și gumat! Îl ador! Wow! A fost o gustare bună! Mi-aș fi dorit să pot mânca mai mulți ochișori! Hei, uite! Amândouă putem să ne folosim mâinile de data asta! Bun, mi-am pus mănușile și sunt gata să fac ceva artistic! O să încep cu albastrul ăsta și o să fac o pată în mijloc! Acum o să folosesc paharul ăsta ca să ghidez vopseaua albă! Așa, acum am un cerc albastru perfect! O să am nevoie de farfuria asta! O să o pun cu fața în jos pe hârtie! E timpul să scot vopseaua neagră acum! Ok, am nevoie de un strop de negru mijloc pentru o pupilă, pentru că e un ochi. Sunt pregătită cu creioanele mele și singura mea mână. Încep. E timpul să desenez un ochi cu o singură mână. Iese destul de bine deocamdată. Și cred că am terminat. Ta-da! Fețișoara mea veselă, gata! Wow! Cum naiba ai făcut chestia aia? Ce, ochișorul meu simpatic? Nu-i așa că e fantastic? Nu se poate! Magia mi-a transformat pictura în alt ochi din jeleu! Doar că de data asta e unul imens! Nu se poate! Ce naiba? E uriaș! Pot să-l iau eu? Nici gând! E al meu! Acum scuză-mă, trebuie să mănânc ochiul uriaș! Frate! Adevărul e că nici eu nu i-am dat din tortul meu! Vai! Ce se întâmplă? Ce-i ăsta? Altul? Tot apar! Ce drăguț arată! Sigur o să-i placă lui Matthew! Sau poate nu! Trebuie să o repar! Super! Mi s-a terminat radiera! Nu-i bai! Sigur am una în penar! Unde-o fi? Știu că am altă radieră! Stai puțin! Gina, îmi dai și mie radiera ta? Te rog! Sigur! Poftim! Ups! Hei! Mersi mult! Fix asta îmi trebuia! A rămas la Matthew! O să mă duc să-l văd! Sigur o să fie surprins! Ce departe stă Matthew! Bine, măcar că nu trebuie să-mi mai fac duș mai târziu! Trebuia să-mi fi luat o jachetă!
Abia aștept să-l văd. Poftim? Ce drăguță ești azi! Nu-mi vine să cred! Radiera mea e groaznic! Ce prost e Matthew! Cum a putut face așa ceva? Nu o să-i mai dau niciodată radiera mea! Ce mă fac acum? Gina, de cât timp stai așa? Folosește ascuțitoarea! Cum? Stai puțin, m-am prins, mersi! Trebuia să m-am fi gândit mai devreme la asta. O să încep prin a întoarce invers ascuțitoarea. Apoi o să-i umplu zona din spate cu lipici lichid. O să o umplu până sus. Acum o să aștept să se întărească. Cred că ajunge. Lipiciul va șterge creionul. Funcționează perfect! Acum pot să-mi termin desenul. Am vrut să te ajut. Și ți-am luat ăsta. Ce drăguț e! Îmi pare rău! Ce manicură frumoasă am! E greu să desenez ceva la scara corectă. Dar e distractiv! Da, sigur! Ce e aia? E nava mea! Dacă spui tu, eu mi-aranjez manicura. Noi bai, trebuie să termin desenul ăsta. Oh, nu! Creionul meu! Și n-am ascuțitoare! Ce mă fac acum? Ce ai pățit? Mi s-a rupt creionul și nu am cu ce să-l ascut. Ia ăsta. Ok. E bine? Nu, folosește-o pentru creionul tău. Corect, am înțeles. O să pilesc creionul așa. Funcționează, uite. Acum îmi pot termina desenul. Ți-am spus. Am o idee! O să te desenez pe tine! Stai! Am exersat câteva poziții! Asta cum e? Îngrozitoare! Știu! Du-te acolo! Ok! Ești gata? Așa mai vii de acasă! Mă simt atât de elegantă! Pune-ți mâna pe cap! Așa? Așa! Minunat! Cât mai durează? Hei! Sunt trează! Ce părere ai? Da! Măcar ai încercat! E cel mai frumos desen al meu!